Vă salut uh, din nou cu mare drag și mă bucur tare mult să ne găsim uh, pentru încă o seară de joi la Făți Voce Auzită uh, cu o invitată minunată și anume Nela Chirilă, care am o onoare foarte mare și mă bucur tare mult că a acceptat invitația. Nela Chirilă este constelator familial, life coach, coach în hipnoză, terapeut energetic, profesor yoga prin râs și multe altele. Uh, Psihogenealogia este un domeniu holist al abordării problematicilor familiale transmise de inconștientul familial. Psihogenealogia privește individul ca pe un efect al istoriei lui transfamiliale, ca pe produsul interacțiunii sale subtile și directe cu membrii filonului familial din care fac parte. Nela Chirilă zice așa, dragii mei, când veți veni la mine, am să vă ascult, dar nu am să încerc să vă repar împiedicându-vă să simțiți emoțiile voastre și să vă dau răspunsul de mâna a doua. Dacă vă simțiți confuzi, fiți confuzi. Dacă simțiți frică, permiteți-vă să o simțiți. Dacă sunteți plictisiți, simțiți-vă plictiseala și nu vă speriați. Dacă sunteți furioși, haideți să ne înfuriem împreună și să râdem împreună, să vedem ce se întâmplă. Când rupem tiparele de comportament create și standardizate de societate, ne îndreptăm spre o conexiune mai radicală unde, exi unde nu există, scuze, nu există judecăți. Ne îndreptăm spre marea posibilitate a marii vindecări. Mă bucur așa de mult, Nela, că ai acceptat invitația mea și îți dau cuvântul. Cu mare drag, bună seara și sunt onorată și eu că m-ai invitat, pentru că chiar mi-era dor să, să ne mai vedem, să mai stăm de vorbă și bună seara tuturor celor care ne ascultă și celor care vor revedea pe urmă, mai târziu, această uh, emisiune. Ce se vorbește în seara asta de okay. psihogenalogie uh. de relații? Ce despre, roluri jucăm? Despre psihogenealogie Nadia, cred că aș putea să vorbesc zile întregi. În seara asta, o să luăm esență de esență uhum. pentru a înțelege persoanele cât de important este să ne cunoaștem arborele, pentru că psihogenealogia despre asta ne, ne vorbește, de a găsi conexiunile de tot ceea ce se întâmplă cu noi în prezent, de a găsi conexiunile în arborele genealogic când noi trăim într o hipnoză transgenerațională suntem împinși de aceste energii ale arborelui genealogic și Există o explicație de ce avem un nume, există o explicație de ce mi-am ales o profesie, există o explicație de ce sufer de rana de nedreptate, de ce sufer de rana eu știu de abandon, de ce uh, o iau atât de personal cu mama și cu tata uh, pentru toate aceste răni și psihogenalogia ne ajută să înțelegem că părinții noștri au fost și sunt doar profesorii noștri de a ne preda lecțiile care vin din arborele genealogic, adică acele carme transgeneraționale pe care noi ni le-am făcut cu, ni le-am luat, ni le-am făcut cu arborele genealogic. Ne ajută să ne cunoaștem pe noi mai bine, pentru că cred că de multe ori am întâlnit persoane care au spus sunt blocată, nu știu unde de unde să încep, unde să mă duc. De ce? Pentru că ești într-o energie, una gândești cu partea conștientă și alta se întâmplă. Pentru că conștientul nostru este 10%, partea de inconștient este 90% și, deci, are mai multă putere acea energie cu, prin care ne-am conectat în copilărie, nu? în copilărie, prin emoțiile pe care le-am trăit, prin rănile pe care le-am trăit, ne-am conectat mult mai mult cu rădăcinile arborelui genealogic. Și pe parcursul vieții, luând -o la modul personal, am dat atâta putere acestor energii încât au ajuns să ne conducă viața, uneori chiar neînțelegând Trăiesc destinul meu sau trăiesc destinul altcuiva? Trăiesc viața mea sau trăiesc viața altcuiva? Și ajuns să fii într-o confuzie uh, foarte mare. Eu, la un moment dat, uh, a fost uh, o, o perioadă în viața mea când am zis, uh, oare sunt vie? Oare trăiesc? Uh, chiar m-am dus la un preot și i-am spus, eu simt că sunt moartă pe, pe dinăuntru pentru că efectiv mă pierdusem în toate aceste energii din arbore, încât simțeam că într-adevăr nu mai trăiesc viața mea și exact ca și cum ceva în interiorul nostru era mort. Pentru că atunci când îți trăiești destinul tău, te simți vie, te simți fericită, te simți, te simți împlinită și ajungi să devii creatorul destinului, destinului tău. Oare de ce luăm noi? Că în chipul Nela nu e doar de la mama, da? Suntem fideli și bunicii și străbunicii posibil pe care n-am cunoscut-o, da? Mm -hmm. Mm -hmm. De ce facem lucrurile astea? De ce? Pentru că e ca o răsplată pentru viața care a venit prin, prin ei. ei. Da. Mm. Ni s-a dat acest corp prin arborele genealogic și e ca o răsplată să aducem echilibru în arborele, în arborele genealogic. Uh -huh. Și, cum ai zis tu, e posibil să nu cunosc, să uh, iau. Uite, la mine am preluat rana de nedreptate, nici mama mea nu i-a cunoscut pe socrii ei, adică bunicii paterni, uh -huh. uh, și am, uh, am preluat de la bunici, de la străbunici paterni, necunoscându-i, și uh, rana, pe urmă, să știți că s-a rupt o brățară, nu-i nimic, am tras de ea și s-a făcut zgomotul ăsta, aduce bine. Mm -hmm. uh, și uh, părinții sunt profesorii noștri, prin comportamentul lor. Și eu am observat din experiența mea, în momentul când eu mi-am învățat lecția, am stat atentă, n-am mai luat nimic la modul personal de la mama, nu, uhum. adică să mă simt neiubită, nevalorizată, nedreptățită, respinsă, chestii dintre astea, în momentul respectiv și comportamentul ei s-a schimbat. Pentru uhum. că este exact ca profesorul la școală, când ți-a predat o lecție, ai dat examen extemporal, te-a ascultat sau teze sau ce ai făcut, ai luat notă de trecere, pe urmă, nu-ți mai vine profesorul să-ți mai predea lecția respectivă. Asta se întâmplă și în viața de zi. De și ai zi. posibilitatea să te duci în următoarea clasă? Da? Și dacă da, nu... da? Să evoluezi? Ai posibilitatea evoluezi. să evoluezi? Da, asta, asta e minunat. Și de la, de la, de la o zi la alta, de la, în evoluția asta, simți că trăiești destinul tău. Știi, simți că devii creatorul destinului tău, chiar dacă mai vin provocări, să știi da. că mai vin, dar nu de aceeași intensitate care erau cu ani în urmă, când nu înțelegeam de ce, eu știu, mama are un anumit comportament sau sora mea are un anumit comportament cu mine. Pe urmă am înțeles de ce, pentru că eu eram în diverse roluri, eu am stat foarte mult în rol de soț pentru mamă și asta se întâmplă foarte des în, în familie care se despart. Tatăl meu a fost arestat politic și s-au despărțit în perioada respectivă și uh, copilul tinde să ia rolul celui care, uh, care a plecat de, din familie. Și să știi că a venit confirmarea la, în ultimele zile, să spun așa, de a pleca mama în care mi-a zis tu ai fost bărbatul casei. Deci, ce mai, ce mai vrei? Adică eu știam asta, am înțeles asta, mi-am schimbat rolul, am intrat pe rolul meu de, 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 copil și chiar vreau să zic, Nadia, că au fost trei ani care am visat la ei și n-am crezut că niciodată va fi. N-a fost o relație, să spun, urâtă între noi, dar da. era o relație tensionată, nefiind rolul în da. uh, cel Corect. pe care trebuia să stau. Și a fost, într-adevăr, o relație de iubire, de uh, armonie da. între mamă și fică și, într-adevăr, am putut să o conduc pe ultimul drum uh, într-o pace și a plecat în pace... Uh, da lin, așa frumos ca, ca un înger a plecat. Da. Dar cum facem noi să... adică să vedem pe ce roluri suntem? Că nu neapărat... Deci ok, eu mă gândeam că doar un băiat ar putea să ia rolul uh, de soț. Da? Dar no. ia uite că și da. eu o fată... Da, și o fată poate să ia rolul de soț dar ce se întâmplă? În momentul când ia o fată rolul de soț și energia se schimbă. <rădă> adică a, trăiesc eu într-un corp de, de femeie, dar a, am să fiu mai mult pe energie masculină și asta am învățat de când am cunoscut să știi constelațiile, am învățat să intru pe energie feminină și mai mult de atât de când am învățat constelații familiale cu arhitipuri și a, chiar lucrăm cu cele 12 arhetipuri al lui Jung, cu cele patru arhetipuri feminine și în felul ăsta am înțeles că nu numai faptul să-ți pui o rochie, să faci lucruri feminine, să, eu știu, să, să, devii sexy, asta înseamnă feminitate. Energia feminină vine din interior, din trăire, din, din cum o percepi tu, cum o... Cum o trăiești. Și asta mă gândesc se poate învăța la orice vârstă, da? Adică, dacă normal. eu acum. Uh, da, uite, sunt, nu sunt, că și eu, da, mă vezi, mă, mă, și eu mă strădui mm -hmm. cumva pentru că simt, mm -hmm. da, că mm -hmm. sunt mm -hmm. mai pe masculin, dar până la urmă vezi tu și energiile astea. E ok să fim, că doar conținem un pic și feminin și masculin, da? E dar normal. Când îmi trecem măsura. E normal. E... Noi avem în noi patru arhetipuri. Este arhetipul mamei, arhetipul eroinei, arhetipul fascinatoarei, adică acelei părți feminine din noi, partea divină, feminină din noi și regina. Pe fiecare din aceste arhetipuri le folosim. Doar să știm când, cum să le folosim. Partea de energie masculină, de eroină de care vorbești tu, o folosim atunci când suntem în, în profesie, în, creem, atunci când creăm o acțiune, nu? Când, când facem ceva. Iar partea de, de mamă este minunat ce ne zice iung și este minunat la cine s-a gândit să combine constelațiile cu arhitipurile, pentru că al patrulea arhitip din cele 12 este arhitipul mamei, și este, ar fi minunat ca toți. De, dintre noi, femei sau băieți sau fete, să învățăm să devenim mame iubitoare pentru copiii noștri interior sau tați iubitor pentru copiii interior, pentru băieți, pentru că atunci ar deveni vindecați din punct de vedere emoțional și am intra într-o relație vindecați și pe urmă să devenim mame sau tați pentru de a da viața mai departe copiilor. Da, eu mi-aduc aminte și știu că funcționează constelațiile pentru că am făcut, da, dar nu cu ar... ce am făcut noi cu. Nu, nu, noi am făcut simbol... cu obiecte simbolice Obliecte. pe arborele genealogic și da. am făcut și genograma care face parte din această analiză. A, 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 a psihogenealogiei. Știu că o, funcționează, o... protein... da, dar de ce funcționează? Pentru că am mai întâlnit persoane și a, am fost și eu la a, nu știu cine și n-a funcționat. Ok, dar tu ce ai făcut? Că doar una da, este da. o întâlnire, da, cu un terapeut, uh -huh. o sesiune da. și pe urmă avem acțiuni de făcut, ca un fel de temă de casă. Păi eu nu da. e responsabilitatea da. la mine să da. fac eu treaba, pentru că. Da. știi cum zic, prefer să mă duc la doctor să-mi dea o pastila roșie sau albastră și atât, păi nu e atât, că e de muncă și eu într-adevăr deci recunosc că am muncit mai mult de 40 de zile și chiar s-a întâmplat uh, uh, nu că minuni, dar uh, și visele, nu știu dacă ți a adus tu aminte că deja au trecut multe da, visele da, care le-am da, avut da, da. atunci, deci și acum dacă stau de multe ori, deci le retrăiesc așa au fost de, da. uh, de vii și de, de, de extraordinar ce s-a întâmplat în, în acel proces. Deci uh, și astea da. cu arhetipurile, deci cu, cu siguranță funcționează. Da, e, ceva nou, e, ceva nou, e ceva nou. e Da, am uh, recent, anul trecut am făcut această specializare pe urmă cu copii interior și uh, nivelul 3 de la, de la curs acum îl țin și pe ala cu persoane. Am... Uh... Dar știu că am făcut tot cu, cu copilul interior, tot cu tine, da, da, extraordinară, da, da. deci și aia da. o constelație și da. tot așa, deci ok, tu ne înveți, tu ne arăți, dar e <laughs> musai să fac eu treaba cu da, da, mine da, da, și da, da, da. cum da. o fac, cu ce emoție sau, da. dar uh, pot să zic că funcționează și uh, ajută. Da. Da, pentru că ce se întâmplă? Noi stăm pentru o perioadă de timp în niște roluri și, nu, să nu așteptăm minune într-o ședință spunând niște fraze pe urmă. Eu spun, tu aduci aminte și ție că frazele se spun din, din suflet, din inimă, mm. pentru că acolo se produc transformările și nu mental. Pentru că sunt persoane care spun, dăm -mi și mie niște fraze că. Să, să, eu știu, să las destinul. Și nu funcționează așa, nu funcționează pentru că în momentul când se face o ședință, se face această parte de analiză, de genogramă, de unde ne ducem să căutăm toate, absolut toate conexiunile cu arborele genealogic orice emoție care o trăim, de exemplu, să spun că uh, vine o persoană și îmi spune, uh, lucrează pe relație și spune că se simte nevăzută, se simte neiubită, se simte neînțeleasă, se simte ignorată, toate aceste emoții le căutăm în copilărie și pe urmă le căutăm în arborele genealogic să vedem cine le-a mai trăit acele, uh, aceste, aceste emoții, pentru că au legătură, nici nu ne dăm seama cât suntem deconectați cu, cu, cu aceste energii ale arborelui genealogic. Suntem conectați exact cum sunt celulele din corpul nostru, sunt conectate exact așa, suntem conectați și, uh, și noi cu energiile din arborele genealogic. Și cum? Pentru că, Nadia, suntem vibrație. Absolut. Suntem asta sunt și uh, când noi simțim în arborele genealogic o anumită vibrație, avem tendința să, să ne ne ducem spre ea și ducându-ne spre ea automat că o simțim, o trăim, ne întrebăm de ce și pe urmă, aducem, pe urmă, uh, schimbarea. E, e minunat când înțelegi într-adevăr cine ești și nu mai e la modul personal. Uh, E minunat, eu știu să, să, să înțelegi că sunt responsabilități egale și în, în orice relație, că e copil, că e uh, partener, că e mamă, că fiecare ar trebui să stăm pe, pe rolurile noastre. Dar să știi că noi ne, ne punem, ne schimbăm rolurile din iubire, ne schimbăm rolurile față de, de părinți. Și faptul că noi judecăm părinții, atunci ne, ne schimbăm iar uh, rolurile. Pentru că cine judecă? Judecă părintele. În momentul când noi ne-am judecat părintele, ce am făcut? Am devenit mamă pentru mamă. Cine e mama mamei mele? Bunica. Eu am intrat în destinul bunicii. Uh -huh, uh -huh. Și creez o relație, o, o karmă transgenerațională și una intergenerațională intergener gener cu mama. Și atunci îmi atrag în realitatea mea, să spun, un partener care o să se comporte exact cum se comporta mama cu mine. Sau chiar dacă acțiunile nu sunt identice, emoțiile pot fi identice. Da, și la fel mă gândesc că lucrurile astea, că vezi tu, eu mereu mă gândesc eu așa la mine, eu fac lucrurile care le fac sau, mă rog, alimentația care o mm -hmm. aduc în viața mea pentru copiii mei. Deci eu dacă vreau să deblochez ceva, da, mă gândesc da. cumva deci, să nu duc mai departe. Mm -hmm. Da, Ai văzut și constelația pe care am lucrat, o a fost doar pe primul mm -hmm. uh, arbore, adică în prima linie, cum ar fi și am zis, cumva, deci eu mă strădui, acum cât pot, pentru că clar și copiii noștri, nu, ei vin și ei la rândul lor cu... Normal, da, cu cât lucrează părintele, cu, cu atât mai mult ușurează. Karma uh, copiilor uhum. și, pe urmă, uh, copilul nu va face ce zice părintele, va face da. ce face părintele. Și dacă părintele uh, are grijă de alimentație, are grijă de ce gândește, are grijă uh, cum vorbește, normal că e un exemplu viu pentru, uh, pentru ei și pentru cei din jur, nu numai pentru, nu numai pentru copii. Asta e. Uh, eu am întâlnit persoane care uh, au învățat, din punct de vedere teoretic, dar terapiile nu se fac doar cu teorie. Cred. Trebuie să simți, să, să, să intri în profunzime, să. să practic, să vezi când e, când sunt cu un client, pot să simt, pentru că am trecut și eu pe acolo, să văd dincolo de, de trăirile persoanei respective și cu răbdare, cu calm, cu empatie. Dar fără a mai intra în rolul de salvator, în care am fost o viață întreagă. Și mai păi... ales terapeuții, uh -huh. da, adoptă cumva acest rol. Cred că doar la început și pe urmă da, se da, detașează. Da. 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 Uh, dar să știi cei care ajung terapeuți ca majoritatea înainte, au fost în rol de, au fost în rol de salvator au fost mm -hmm. în rol de salvator. Dar în momentul când noi intrăm în rol de salvator și ne ducem să ajutăm persoanele, le luăm puterea. Eu asta le zic. Gândește-te, te duci odată, te duci de două ori, Ei puterea respectivului. Domnul nostru Isus Hristos a dat undița, -a, dat, a învățat cum să, mm -hmm. cum să pescuiască. Nu? Asta este și la noi. Învață-l cum să se ajute singur, nu să te duci tu să lucrezi pentru el, pentru că aia nu e de-lungă de durată. Persoana respectivă trebuie să înțeleagă cu răbdare, să o duci ușor așa să o iei de mână și să înțeleagă de ce și cum a ajuns să intre în acel rol. Pentru că Nadia nu este ușor când vine o, o persoană care soțul este abuziv, verbal, fizic, și eu o să explic că ea și-a atras în realitate, da. dar da. cu calm, cu răbdare, ducându-ne să analizăm arborele și trecând așa ușor, ușor prin toată viața, prin toate emoțiile și în copilărie. Și văzând uh, partea de oglindire, de ce s-a întâmplat la mama, ce s-a întâmplat la bunici, atunci înțelege și efectiv, ca și cum s-a ridicat cu o treaptă mai sus și mm -hmm. se uită la toată viața ei și o vede cu alți ochi, și atunci poate ușor, ușor să facă pace în sufletul ei, să se detașeze. Mm -hmm. Și copiii ăștia care vin cu anumite boli. Eu știu încă un caz. Uh -huh, uh -huh. care cred că, cred că cu tine a lucrat, nu sunt sigură, dar mă rog, eu pe toată lumea o îndrum către tine, dar știu că avea uh, autism, da? Deci un copil uh -huh. cu autism undeva uh -huh. la să fie vreo 4-5 anișori și mm -hmm. problema a fost la început că acea mamă cumva nu vroia să-l vadă și să-l recunoască că acel copil mm -hmm. este special, eu așa îi spun, special. Mm -hmm. și, da, eu și eu îmi mă așa cu ea și am îndrumat-o și cu siguranță, mm -hmm. deci cred că a făcut de asta, a fost cu câțiva ani în urmă, dar știu da, că da. mi-a spus, a zis că aproape 60%. Mm -hmm. Și-a revenit copilul, pentru că, da, în spatele uh, mm -hmm. acelui băiat mm -hmm. se ascundea un secret care nici mm -hmm. ea nu l-a știut pe partea mm -hmm. tatălui. Deci, eu zis, fată, cum se pot afla secretele astea? Eu nu știu de unde ies, e foarte interesant. Uite, mi se face da, pelea pe da, de găină, da, pentru da, da, că da. se întâmplă ceva acolo, în, da. mă rog, în terapia care o faci cum se află, nu știu, și aflându-se, iar recunoscându-l, da, și pe urmă văzându-l, pentru că eu aveam impresia că i-a pus așa o perdea în fața băiatului și când cineva se ducea la ei în vizită, ei era jenă cumva și tot parcă l-ascundea acolo. Dar când l-a văzut și s-a uitat la el și a rezolvat problema, da, cu secretul care era în spate, care nu știa că există, mi-a zis Nadia, cred că 60%, deci băiatul și-a dat drumul și-a vorbit și-a făcut conectare, adică s-a uitat uh -huh. la taică s pentru că cu taică s avea o problemă și ia uh -huh. că la taică s era secretul. Deci, da, da e, e minunat, e minunat pentru că, uh, practica aceste energii, copiii, sunt într-adevăr speciali. Eu îi zic că sunt îngeri care uh, vin să, în primul rând, să-i învețe pe părinți iubirea necondiționată. Pentru că părinții cu astfel de copii nu-și dau uh, pace și vor să-i transforme, să-i repare, să-i facă normali și hmm. nu văd uh, frumusețea uh, pentru că ei vin cu lecția de a învăța pe părinți iubirea necondiționată, acceptarea, să-l accepti așa, cum este pe urmă să cauți soluții. Asta nu înseamnă că uh, stai pe loc. Poți să faci, dar nu mai hmm. ești în acea zbatere nebună de a-l repara, de a-l vindeca, de a-l face normal. Iar uh, acești copii, uh, eu... Uh, am înțeles că preiau o, o karmă atât de grea pentru a, a curăța arborele genealogic. Aceste energii mm -hmm. sunt energii încapsulate, blocate de mai multe generații. Se spun că vin de la a patra, a cincea generație în urmă. Și în momentul când această energie este onorată, este respectată, atunci se eliberează și chiar se poate afla secretul. Important e de a nu ne duce să scormonim uh, în sufletele strămoșilor noștri, ci cu onoare, cu grijă, să ne ducem să cercetăm. Și să nu intrăm cu bocanci, cum s-ar spune, în sufletele lor, căci nimănui nu ne-ar place să intre cineva în sufletul nostru având un secret, dar este... I ar fi nemaipomenit ca să nu ținem, eu știu, secrete în sufletele noastre Pentru că se duc pe, pe copii, se duc pe nepoți Se pot duce dacă e un secret foarte grav Eu am cunoscut persoană care, la prima generație, mama a avut secret, a ținut sarcina secretă Nu a zis la nimeni cu cine este copilul și uh, copilul a ieșit cu, cu handicap, a ieșit cu întârziere mentală uh, și un, un tip de autism. Și uh, Deci, poate poate să iasă și în prima generație, dar, în, în general, se lasă o generație, două, pentru a da posibilitate să remediezi ceea ce este, uh, aceste energie, aceste secrete. Uh, ar fi bine de, de, eu știu, de vorbi cu un terapeut când te apasă ceva pe suflet și nu poți să spui la nimeni. Eu știu și la un preot dacă preoții în general adoptă pedeapsa asta, cum s-ar zice, da. nu, care se dau, eu știu, nu știu ce canoane, mm -hmm. dar la un terapeut care nici nu s-ar mai pune în discuție de etică, da, mm -hmm. este secretul uh, ședinței, uh, în felul ăsta se te eliberează, se eliberează persoana și energia în sine se, se eliberează și nu se duce mai, uh, mai departe. Eu am mai întâlnit un, un caz de, de, acest gen unde uh, primul născut dintre băi, din familie era un băiat care uh, a intrat pe energie uh, feminină, schimbându-și identitatea sexuală, și al doilea frate și al treilea frate au decis să-l bage într-un spital de nebuni, și uh, cu nepotul al doilea frate s-a născut exact ca o legumă, pentru că așa a devenit uh, această persoană cu schimbarea uh, identității sexuale. Deci primul frate, vă dați seama, a băgat într-un azil de nebuni, de, de boli mentale, date atâtea medicamente, a devenit ca o legumă. Și nepotul s-a născut exact ca o legumă. La al treilea frate, care el doar a participat, nepotul s-a născut cu defect la, la buză. Deci era pe, pe secret doar a ținut. Părinții nu s-au putut băga. Mm -hmm. Da, ei considerau, au fost ideea lor că mă, dacă se află despre fratele lor, despre identitatea lui sexuală, nu o să se mai căsătorească ni niciunul din ei. Erau anumite frici, dar s-ar fi putut găsi alte soluții. Da? Privite, da. Uhum. Ok, nu suntem noi să-i judecăm. Eu, dar dacă, pentru că. Ce povestea asta mi se pare că m auzit-o, dar din altă postură. Sau am citit undeva. Cumva că până la urmă s-a dus și l-a recunoscut pe acel acea persoană bolnavă, a scos-o din, din spital și cumva nepotul s-a vindecat sau ceva de genul. Deci cu siguranță mi-a mi mi venit uh -huh. flash-ul o, o fi altă poveste, o fi altă dar poveste. Eu asta eu cunosc direct, okay. pentru că e vorba de, de o rudă, de a unei Foste colege de ale mele și știu că e mm -hmm. e direct, da. Poate să fie o altă o altă poveste a cuiva care eu știu din cărțile lui Bert pentru că sunt enorm de multe, de multe situații care Berhelinger mm -hmm. le explică în cărțile și și alte cărți de 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 mm -hmm. constelații. Practic cărțile de constelații astea fac, explică foarte multe situații din constelații care da. reale. Reale, da, reale, reale, da. Da, 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 da. Important este să înțelegem că în momentul când doi adulți sunt în conflict, nu sunt pe rolurile lor. În momentul când sunt în conflict, semnifică că unul a intrat în rol de, de, de copil, unul în rol de părinte. Poate să schimbe rolurile, să le, să le joace în, acel, în așa fel încât să le schimbe, dar stă într-unul mai mult, adică e posibil ca soția să fie în rol de mamă pentru soț mai mult, el să fie în rol de copil, un bărbat care se duce să-și să înșele nevasta și la fel și soția și înșeală soțul, este în rol de copil. Victima este în rol de copil, este egal rol copil, orice victimă, orice persoană care se victimizează, este în rol de copil. Acolo te duci să lucrezi cu copiii interior. Persoana respectivă ar trebui să-și să, se, să descopere emoțiile pe care le trăiește. Să știi, Nadia, că sunt persoane care nu-și cunosc emoțiile. Nu-și cunosc Bad. emoțiile. Adică chiar uneori depun efort pentru că iau atât de mult la modul personal încât spun, mă înface, face, îndrege în asta. Ok, și cum te simți când uh, e? Asta este întrebarea de bază. Cum mă simt? Dacă noi în fiecare zi ne-am întrebat în orice situație, că e șef, că e coleg, că e partener, că e mamă, că e tată, cum mă simt în momentul când există o anumită interacțiune? Cum mă simt? Și atunci îmi descoperi emoția, e furie, pentru că E cu totul altceva ca eu să-mi descoper că uh, trăiesc emoția de furie și cu totul altceva să devin furioasă. Pentru că dacă eu sunt atentă că simt emoția de furie, pot să fac un pas înapoi, să uh, rup mâța, cum zice românul, sau uh -huh. în, în, în coaching, cum se spune, rupă ancora, nu? No. Și uh, mă duc și mă recadrez pe rolul meu și pe urmă total diferită va fi comunicarea, discuția. Pentru că dacă unul începe să zică mai făcut, mai-ai dres, celălalt reacționează și. Dar dacă unul face un pas în spate, celălalt automat că uh, nu, 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 nu va mai avea provocările de a, de a continua. Nu? Și uh, se poate redresa, se poate redresa. Acum depinde și la ce nivel s-a aflat, s-a ajuns de, de violență, dar eu am observat dependența dintre, uh, dintre victimă și dintre abuzator. Au, uh, parcă uh, au nevoie unul de altul. Mm. Și trebuie să-și înțeleagă emoțiile. Când își înțeleg emoțiile automat și găsesc conexiunea cu copilăria, automat că uh, atunci mult mai ușor reușesc să iasă din... Uh, Dar rol. tu știi, la că pe mine mama mea nu m-a învățat ce sunt alea emoții și atunci da. eu cum pot să da, le recunosc? eu, eu să, întreb Dar mama ta știa ce sunt alea emoții? Păi nu. Păi nu. Păi, păi nu. dacă ea m-a astfel... învățat, ea n-a da. știut. Nu știu, dar noi suntem bine acum că învățăm. Asta este Asta e. Sunt foarte multe cărți, sunt foarte multe materiale gratis pe Google, pe YouTube, care, care, ne ajută, care ne învață. eu recomand e, codul emoțiilor, care o recomand cu tot sufletul al lui Bradley Nelson, care te ajută să îți descoperi emoția, pentru că sunt emoții Blocate, la un moment dat treci printr-o situație și din supraviețuire se blochează acea emoție și, practic, nici nu-ți o mai aduce aminte, uhum. nu? Uh, Bretley Nelson ne spune: uh, Emoție blocată în zidul inimii. Deci sunt metode care te ajută să le uh, descoperi. Și, și, eu folosesc când văd că nu, nu reușește persoana ca să identifice emoția, pentru că nu trebuie să eu spun eu ai emoția asta, ci trebuie ea să conștientizeze, că dacă îi spun eu, ok, intră pe o reche, iese pe cealaltă, pentru că nu-i trăită, nu-i acea... Eu mă aduc aminte de la mine că am zis, a fost așa ca o Evrica, că am zis, wow, am fost în rolul ăsta o viață întreagă, dar eu l-am descoperit, n-a venit cineva să-mi să spună. De asta e foarte mare, trebuie foarte mare răbdare, foarte mare uh, empatie, înțelegere uh, atunci când se lucrează ci nu, nu trebuie să fie întrebări dintre astea interrogative. Ce ai făcut acolo? Cum ai făcut acolo? Pentru că persoana se simte pusă la zid și atunci se închide mult mai mult mai mult. Dar când o relație nu funcționează, nu funcționează pentru că sunt roluri greșite. Eu și am acolo se... ambii, ambii parteneri ar fi indicat sau poate doar femeia sau ea da. să, să se pună pe rolul ei doar și... Cum? E mai greu, e puțin mai greu uh -huh. de, a, de a se așeza și celălalt partener care nu lucrează, adică de a lucra prin efectul oglindă. E posibil să. Dacă, să spun, rănile nu sunt atât de profunde, dacă uh, relația, eu știu, nu, nu. nu uh, nu-mi place să zic toxică, nu, nu a avansat așa da. într-o într energie mai, mai joasă, să, să stea foarte mult într-o energie joasă, în aceste roluri uh, foarte mult schimbate de a lua totul la modul personal, e posibil și persoana respectivă. Eu am exemple, am exemple vii de astea, dar este mult mai uh, bine când lucrează amândoi partenerii și am situații de genul ăsta care erau un prag de divorț, am ro 3 sau 4 cupluri care erau un prag de divorț și au venit, au făcut ședință și ei și să știi, de că nu mai mult de 3 ședințe. Pentru că într-o ședință cu persoana, cu, cu ea, ea și-a înțeles ea karma, cum a atras persoana și de ce a intrat în rolurile respective, la fel la el și pe urmă o ședință împreună, Uh, unde uh, se schimbă tot, se schimbă percepția, înțeleg, uh, se privesc cu alți ochi, înțeleg de ce s-au jignit, uh, înțeleg foarte, foarte multe, uh, foarte multe lucruri. Înțeleg așteptările pe care le-au avut unii de la alții și se repoziționează. Și am trei familii care uh, și-au uh, reînnoit jurămintele. Și s-au dus la o mănăstire sau au făcut jurământul cu preotul din nou și au plecat și în luna de miere pentru și îți dai seama ce bază solidare acum. Și cred că se și observă pe urmă fiecare, dacă hai să zic, mai scape un pic în rolul, care fața nouă. Dar, Dar ești... imediat îmi revii, da. pentru că o relație se construiește. Da. De asta zic, în, o femeie, știi ce face? Când intră în, într-o relație, își folosește partea asta de femeie din ea, de fascinatoare. Și mm -hmm. uh, la fel și bărbatul. Dar după ce rămâne sărcinată se pierde rolul de mamă. Și devine mamă și pentru uh, soț, pentru partener. Mm -hmm. Iar în prima fază, când este în primul an de viață, dacă nu uh, intră în rol de mamă pentru soț și nu îl face să participe și el ca părinte, ca tată la uh -huh. copil, el se simte dat deoparte, uh, se simte în plus și se, se răcește, nițel. Nițel, eu știu, ajunge al doilea copil, și tot așa se afundă femeia din ce în ce mai mult în rol de, de mamă, dar și pe urmă în rol de eroină rolul de eroină în a face. Ea trebuie să facă tot, ca ea nu face nimeni, trebuie ea să facă mâncarea cea mai bună, să speli ea cea mai bună, să calce mm -hmm. toate. Ei, chestiile astea ar trebui să, să învețe, să le distribuie, nu? Să, să adică mama, așa. da, femeia, să știe că rolul de mamă, de exemplu, pentru că de asta foarte multe cupluri, mm. exact în momentul când apar copii, atunci parcă se întâmplă ceva și lumea își pune întrebarea, ce se întâmplă? Mm. Copilul. Păi mm -hmm. nu-i copilul, deci noi ca mame, da, că mi s-a întâmplat și mie de asta zic, deci eu am trecut, clar că e musai să trec pe rolul de mamă pentru copil, da, da. dar mă gândesc, inconștient sau așa, cumva am tot rămas pe rolul ăla. Nadia, sau... când trăiești rolul de mamă pentru copil... Totodată trebuie să-l trăiești pentru tine, pentru că copilul tău e maestru tău. Mm -hmm. Și e o a copilului tău interior. Și în momentul când trăiești rolul ăsta conștient, doar cu tine și cu copilul, nu cu nimeni altcineva, nu cu colegi, trebuie. nu cu mamă, nu cu partener, da? Și stabilite foarte bine de la început rolurile în casă, ce fac, ce așteptări. Dar noi avem foarte multe așteptări și nu ne deschidem pentru că e golul ăla de neiubire, de frica de abandon, frica de respingere. Păi dacă zic asta nu o să mă mai ia de nevastă, nu o să mai stea în relație și nu ne deschidem, nici el, uh -huh. nici noi. Și pune supreș foarte multe așteptări și pe urmă ușor, ușor la aceste așteptări vin deziluzii. Lasă că îl schimb eu, lasă că îl fac eu, da, băiatul minte, sau eu știu, la fel el poate să gândească despre... De... Și nu e acea sinceritate totală, Dumnezeu, ce-ți place la mine, ce asta nu-mi place, asta pot să o schimb, asta nu poți să o schimb, că n-ai să te schimbi în totalitate pentru, uh, pentru cel de lângă tine. Da. Și uh, femeia ar trebui să-și aducă aminte cum a cucerit acel bărbat care i-a intrat în viața ei. Ce făcea, ce gesturi, cum se îmbrăca, cum se aranja. Toate astea, acea fascinatoare, din ea ar trebui să rămână toată viața pentru bărbat. Și la fel și el. Dar măcar unul să facă acest lucru pentru a-l întreține pe celălalt. Da, e de muncă, pentru că vezi, asta da. durează cam un an, mă gândesc, perioada asta. A lunii de miere și apoi mm -hmm, se pierde mm -hmm. tot și te întreg, da, da. Eu tot aceeași parcă sunt și el tot același și totuși ceva. Da, nu, da, mai, da. nu mai merge. Nu mai merge pentru că în perioada aia, în luna de miere, cum s-ar spune, în acea, în acea perioadă, se folosește acea, acea energie de a femeii din a acea a din din tine. Adică. Nu se intră încă în rolul de părinte. În momentul când se intră în rol de părinte și el și ea, cresc copiii, ești absorbit de a face, de a te ocupi de educație îl vrei să-l faci pe copil cum vrei tu și nu-l asculți ce simte el ce vrea el mi-aduc aminte de, de un băiat care a venit în, în ședință și a zis păi m-a dat mama la not, m-a dat la aia dar nimic nu i-a plăcut și avea niște frustrări și niște răni pentru că niciodată nu m-a întrebat cum mă simt exact. mi-a dat din punct de vedere material tot n-a stat cu mine nici tata pentru că s-au despărțit, nici ea și m-a dat la bunica și ea a crezut că e suficient că am totul din punct de vedere material și mă dă la toate eu știu sporturile și tot ceea ce e engleză și orice considera ea că este bun. Adică uhum. e necesar să fie întrebat copilul ce simte, ce care sunt trăirile lui și întrebările de bază pentru copil și pentru el ar fi tot la fel ce ai simțit când te-ai certat cu sora ta sau când te-ai certat cu colegul, ce cum te-ai simțit după ce te-ai bătut, cum te-ai simțit? Întrebarea asta ar trebui zilnic, zilnic să fie, să facă parte Da, inclusiv când vin copiii de la școală, eu observ, dacă îi întreb cum a fost la școală, bine că nu mai pun întrebarea asta. Bine, nimic. Dar când îl întreb Că nu știu, alte întrebări, cum s-a simțit dacă așa, a, și apoi încep așa niște povești. Deci e important tot noi până la urmă, dacă apărinți da, să ne da, educăm, da, pentru că astfel da, îi da, educăm da, pe da. ei. Da, tu da, să da. zic eu, în, în munca ta care o faci care ar fi cea mai mare provocare, da? cum, cum reacționează provocare... oamenii care Cea vine? mai mare e pentru persoanele care sunt foarte mult pe, pe mental. Persoanele cu rana de nedreptate, care eu, în general, care e rană veche, adică din arborele genealogic, aceste persoane devin perfecționiste, lucrează mult cu ele pe partea intelectuală, nu pe partea emoțională absolut deloc, vor să fie văzute, vor să fie apreciate, caută mereu să fie perfecte și niciodată nu sunt, nemulțumite, sunt mulțumite de, de ele și uh, stau foarte mult pe uh, mental, pe rațional și uh, nu nu le iese. nu lese, le pentru că uh, nu, nu nu rezolv din mental. În și mental... Cum să coboare în inimă? Cum? Cum să facă lucrul ăsta? Uh, în primul rând, cum ai zis tu, tu ai lucrat cu tine, da. De, de, pentru că de asta, eu când am făcut cursul de constelații, profesoara mea n-a zis să repeteas 40 de zile frazele astea. Făcând eu un curs de uh, programare subliminală și uh, folosind pe mine aceste fraze, observând că la constelație am zis fraza și totuși a mai revenit uh, situația, emoția, am zis, ok, ceva nu funcționează, n-am zis, nu? Uh, suficient de, de, de. pentru că spunând din, din uh, cuvintele pe care le spui le spui de aici din inimă simți vibrația uh, respectivă în momentul ăla se produce uh, se produce transformarea acelor uh, acelor energii pentru că bagajele nu le lași practic energiile își schimbă vibrația exact, și în se momentul când își schimbă vibrația automat că ce e de, 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 de plecat spre arbore pleacă, dar pleacă cu iubire. De ce zic cu iubire? Pentru că are vibrația, vibrația iubirii. Da, cred că cei cu rana de nedreptate e cel mai greu de, de lucrat și îți trebuie foarte multă răbdare, foarte multă empatie, înțelegere, pentru că ei se simt mereu criticați și neînțeleși și dacă un, un cuvânt care ar simți ei că te duci spre ei cu critică, cu judecată, în momentul respectiv se pot închide și uh, pot renunța chiar să, să mai lucreze cu ei, pentru că o să vină să spună nu funcționează și e. Yeah. Da, asta e cu nedreptatea. Mă rog, și eu am simțit-o, că am simțit-o, adică dacă stau să mă gândesc logic, cumva așa a fost, dar când eu m-am uitat din altă perspectivă asupra mamei mele și mă gândeam, draga de ea, de deci ce a, a, a născut-o întâi pe soră mea la o vârstă tânără și imediat, deci după sora mea, cred că nu avea trei luni și a rămas însărcinată din nou da. cu mine, da, uh, cu siguranță, fără să-și propună, n-am discutat despre asta, dar simt da, că da, da așa... așa da. Deci ea a simțit anumite trăiri în acel moment de față de acel pepeluș. Pe urmă ea mi-a um, a verbalizat lucrurile astea, eu le-am luat în de râd, era așa în glumă, am crezut da. că o spune ea că n-a vrut să mă ia de la spital, adică da, abandon. Da. Ah, și când trăiesc așa, păi stai mai când eu am înțeles că ea asta a simțit, adică femeia și ea da, a îndrăznit da, să-mi da. spună da. cum a putut ea. Da. Și eu atunci să trăiesc mereu, toată viața mea ca și cum că aș fi abandonată, că mama mea nu m-a vrut sau nu m-a. Pro... E... Da. Și noi, adică trebuie să ne gândim că și noi în viață avem anumite, care dintre noi, ca femeie, n-a rămas însărcinată și s-a gândit să avorteze. S-a gândit că nu face față momentului respectiv, că nu-i sarcina. Asta nu înseamnă, și pe urmă poate lăsa sarcina, asta nu înseamnă că copilul în sine nu l-ai vrut. Sarcina respectivă, da. din momentul respectiv, nu era momentul care să, eu știu, nu erai pregătită emoțional, material, din toate da. punctele de vedere. Nu e... Da, sau eu am înțeles că ea, draga de ea sau tata, nu m-a strâns tata în brață, nu m-a spus că mă iubesc, adică cum suntem noi acum. Păi, el, dacă mm -hmm. atâta știu și el de la părinții a lui, și-a și -a, și arătat da. dragostea într-un da. alt fel, da, adică da. având grijă da, da, da. de noi, de situația da. noastră, dar da. e musai să înțelegem, nu? adică da. să înțelegem, da. să lucrăm cu noi, da. cum ai zis și tu, ca să putem să, să le acceptăm și să nu le dăm mai departe. Da, ar fi bine să știi cum, mi-aduc aminte de, 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 și asta se face și prin constelații, dar la coaching era o situație în care spunea ia pune-te tu în papucii celuilalt, ia așează-te tu în papucii mamei tale să vezi cum ai fi procedat în perioada aia, eu știu, uite, cum era maică-mea în timpul comunismului, când exact. a rămas cu un copil, când a venit securitatea, i-a scos podelele, i-a scos tavanul, i-a scos tot, i-a confiscat tot, a dat -o afară mm. din casă, nu? Eu am și acum hârtia în care să părăsească casa în 24 de ore, cu un copil în, în, în brațe. Nu, nu i-a fost ușor, nu? Care nu i s-a mai dat serviciu, că este deținut soție de deținut politic, automat că i-au intrat toate fricile în ea și a avut comportamentul cu care l-a avut pentru a fost mai dură cu mine, pentru fricile pe care le avea ea. Eu știu să ajucăm fi că să rău, să nu i se întâmple ce. Te-a protejat. Da, dar în felul ei, atât a știut ea, da, e pe urmă, vezi, vezi, cum să spun, vezi aurul din tot ceea ce a fost, vezi frumusețea din ce a fost acolo. Și pe urmă, e, e minunat să ne ducem și să ne uităm așa spre părinții noștri, să le vedem copilăria, să-i vedem cum era mama da. adolescentă. Da. Mama adolescentă, când mi-aduc aminte că spunea, avea o singură rochie. O singură rochie, adică nu avea o situație cine care să schimbe rochile cum le-am le schimbat eu, sau cum îi spuneam el, eu la mai vreau o rochie așa acum, mai vreau și aia, înțelegi? Mm -hmm. Să ne fi uitat spre, spre ei, spre bunici, să ne uităm la bunici, uitându-mă la bunică, la, la viața bunicii pe care a trăit, perzându-și părinții, ambii părinți, casă, mm -hmm. uh, au rămas trei fete, uh, orfane de, de părinți, fără casă de... de uh, mm -hmm. Distruse la bombardament, la Oituz la și au plecat în lume să-și câștige viața, să, să supraviețuiască. La 14 ani să rămâi fără părinți și să te duci să supraviețuiești în lume. Nu, nu e ușor, nu e. Adică nu, și în acele multe. timpuri, adică e greu pentru noi, cred că pentru mintea noastră, să ne transpunem. Da, da, da. da. 80-90 de ani în urmă, da, deci. Da. 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 Și dragă aceste ta. energii sunt, aceste emoții mm -hmm. sunt pe care bunica, pe care mama le-a trăit, fac parte din din arbore. Dar asta, noi trebuie să înțelegem să nu complicăm locuri, lucrurile. Pentru că, înțelegând că noi suntem un spirit, suntem mult mai mult decât corpul, ă, noi suntem creatorii destinului nostru și nu e obligatoriu să rămâi acolo. E, e foarte important de a ne uita spre arbore, de a-i onora, de a-i respecta, de a -i iubi așa cum au fost, cu bune și cu rele, și de a deveni, a face ceva diferit față de ei. Dar, atenție, să nu facem diferit din, uh, din ego, din, bă, eu știu, uh, sunt eu mai bună decât voi, ci din smerenie, din uh, acea iubire... Uh, Hai să spunem necondiționată, pentru că față de ei putem să avem iubire necondiționată, poate față de uh, cei din jurul nostru e mai puțin, probabil, pentru că uh, eu știu dacă vine cineva și îți dă o palmă azi, o mai dă și mâine și poi mine ok, uh, dispare iubirea necondiționată, înțelegi, dar față de ei și uh, părinții față de noi, eu zic că este, este iubire necondiționată. Da, fiecare în felul lui, asta zic, se manifestă, că și eu da. poate, mi-aduc aminte, băiatul zice, mama, mă iubești? Da, te iubesc. <laughs> dar tu nu spui ca tata. Păi cum <laughs> o spune tata? Tata o spune altfel. Pe păi bune, chiar mi să cum într-o zi nu, zic, nu, nu, că zicea că mai mult îl crede pe tată so chiar dacă nu-i uh -huh. spune așa de des, da, dar tata o zi spune altfel. O fi, da? Deci așa. nu zic că nu, pentru că fiecare da? avem, Diferite, da. Mă rog, și tonalitatea vocii, și modalitatea. Da, da, uite, la chestia asta cum, cum ai spus tu în momentul ăla, pentru că copilul vine să zică ceva, dar nu, nu trebuie să rămân doar pe copil ce mi-a zis copilul. Pe urmă, du-te tu spre copilul interior. Cât de des și cum îți zici că te iubești? Cum îi zici copilului tău interior? Copilul tău interior simte că este iubit? Cam fugăresc, am fugăresc. De asta e. Adică și copilul vine cu înțelegi, uh -huh. spre, spre tine. Adică în momentul ăla tu te analizezi, ducându-te spre copilul tău interior, ascultându-l fiind mai blândă, mai iubitoare, mai răbdătoare, mai empatică, automat că și în partea aia, altă e, trăim prin legea oglindirii, da. Nadia. Da, și de la sine e și partea. Uh -huh. uh, da, da. Da. Ce înseamnă pentru tine, Nela, o sănătate holistică? Păi, sănătate holistică am descoperit-o când uh, m-am îmbolnăvit de psoria am zis. Da? Uh, pentru că am înțeles că uh, m-am să la medic, eu uh, le spun la toate persoanele, una nu elimină pe cealaltă. Uh, medicina alopatică cu medicina holistică. E bine pentru că doar medicul pune în diagnostic, doar medicul face analize și e nevoie. Ar fi foarte bine să se îmbine une cu alta și să se ajute. În momentul când eu m-am îmbolnăvit, atunci am început detox pe, pe corp. Nu? Am înțeles că mi-am adunat corpul, a adunat toxine uh -huh. și trebuie să eliminate, trebuie să curățat pe interior toate celulele. M-am dus să-mi caut credințele limitative și să le schimb m-am dus pe partea emoțională, pe partea sufletească și să mă descoper pe, parte, pe partea spirituală cine sunt cu adevărat eu, ce înseamnă, nu știam ce înseamnă suflet, ce înseamnă spirit și au fost întrebările mele și de aici s-a născut și cartea mea evoluează punând întrebări minții tale, pentru că în perioada aia am lucrat cu atât de multe întrebări și întrebările astea pe urmă la un moment dat le-am dăruit mai departe prin această carte. Ei, vindecarea holistică, am creat și un program de 4D, se numea Nu l-am mai ținut de mult, dar eu zic că l aplic în ceea ce fac prin constelații și am înțeles că trebuie să lucrezi cu mintea, trebuie să lucrezi cu sufletul, să fii și pe corp, să ai o viață sănătoasă, să spun, nu numai o alimentație, ci o viață. Echilibrată, sănătoasă și, din punct de vedere spiritual, să înțelegi cu adevărat cine, cine ești, într-adevăr. Și te-ai eu... vindecat de Psoriazis până la urmă? Da, m-am vindecat de Psoriazis ce a revenit, nu pentru faptul că. A revenit foarte puțin, mi-a revenit doar la câteva degete, deci uh -huh. în prima fază am fost din cap până în picioare. A revenit uh -huh. în momentul când eu am înțeles că mama pleacă, când mama moare, uh -huh. pentru că am înțeles diagnosticul și am reactivat. Uh -huh. Asta mi-a venit confirmarea și pe urmă m-am vindecat, uh -huh. uh, mi-a venit confirmarea că uh, orice se poate vindeca dacă tu îți vindeci emoția și nu o mai reactivezi. Asta este foarte important, pentru că eu ce am, copilul din mine a reactivat atunci puțin frica, o pierd pe mama, mă separ de mama, nu? Și zic că în perioada aia am fost și binecuvântată pentru că am făcut o nouă specializare de a lucra cu copiii interior copii interior, nu avem doar un copil interior, avem mai mulți și cu fiecare avem un alt dialog, exact cum, eu știu, ai uh, doi băieți sau două fete sau, eu știu, mm. trei, patru copii, cu fiecare, tu știi, uh, ai un alt fel de dialog pentru că fiecare... Uh, copilul rănit e un alt fel de dialog, copilul inocent, cel care suferă pentru alții, un alt dialog, copilul uh, traumatizat un alt dialog copilul orfan yeah, speriat posibil. Ei e un alt fel de, de dialog pe care să-l porți și în perioada respectivă am făcut am făcut această specializare pe copii interior și am reușit să să am dialogurile specifice mm -hmm. cu fiecare care se activa în, în mine și uh, mi-a folosit foarte mult. Pe urmă, să știi, Nadia m-a ajutat foarte mult terapia prin râs. Deci erau momente când s-a activat copilul inocent din mine, copilul inocent suferă pentru altul. Când vede pe cineva drag de lângă el că nu-l poate ajuta, intră în durerea respectivă. Eu știam să ies prin constelații, dar uneori energia, uh, pentru că adusesem pe mamă în casă cu mine... Era atât de puternică, încât uh, era apăsătoare și atunci ridicam vibrația prin râs. Uh, sunam câte o, o prietenă care și ea a făcut terapia prin râs cu mine. Și uh, făceam câte o sesiune de terapia prin râs, îmi ridicam vibrația, uh -huh. pentru că mintea nu face. Uh, diferența da. dintre alții și falți, și ajutându-mă să îmi ridic vibrația, pe urmă reușeam foarte ușor pe urmă să lucrez pe parte pe partea emoțională cu copilul interior. E foarte interesantă chestia asta pentru că noi mă rog, știm doar de copilul, copilul la singular. Da? Dar, da, uh... copilul. Așa știam și eu, înainte, Nadia, dar gândește-te că uh, uită-te așa în urmă la, la viața ta, la copilăria ta, sunt mai multe, mai multe e etape. E logic! Mai uhum. multe etape și la fiecare etapă uh, sunt alte trăiri, alte emoții și de asta să, să spun. Iune uh, ne vorbește de această schimbare a arhitipurilor din șapte în șapte ani. Și uh, la fiecare etapă e o parte de lumină pe care o accesăm sau o parte de întuneric. De exemplu, până la șapte ani, cea mai importantă parte de lumină este a crede, a crede în tine, a crede în potențialul tău, a crede, a crede dacă ți s-a înșelat uh, până la șapte ani încrederea. Uh, Vei merge cu această neîncredere și în adolescență, și ca și persoană adultă. Uh -huh. Pe urmă, fricile care uh, sunt părțile de umbră de la 0 la 7, uh, la 7 ani. Dacă noi, ca adulți, avem frici, ne ducem exact să lucrăm pe acea etapă de vârstă, se pot face teste. Și uh, să descoperim emoțiile, să vedem exact la ce uh, vârstă, în, în mm -hmm. această uh, perioadă de la 0 la 7 ani. De la 7 la 14, este orfanul. Când? Ce înseamnă de la 7 la 14? Copilul învață să fie independent, să atunci, dacă și-a accesat partea de lumină de încredere, uh, și aici îi dai posibilitatea să. Facă multe lucruri singur, să ia inițiativă, să începe să scrie, începe să facă lecțiile singur. Dar dacă este ajutat de părinte foarte mult, din borgoliu să ia doar notă maximă, din să fie primul din clasă și nu îl ajută pe el, îl încurajează să-și descopere el acea putere interioară, atunci îi știrbește din autonomie și Va merge cu, cu, cu acest handicap să spun emoțional în viață și va avea mereu nevoie de o validare din partea celor din, din exterior pe urmă de la, șap de la 14 la 21 de ani este energia învățăm să folosim energia masculină fie fete, fie băieți învățăm de la părinți de la tată cum să folosim energia masculină și dacă a fost un tată violent și eu știu ce, sau un tată care îi, se ziceau, îi ziceau toți nu ești bun de nimic, nu știi să faci nimic, nu știi să aduci bani nu știi să faci, adică era discreditat în fața copiilor atunci atunci nu prea avem de unde să învățăm să, să ne folosim energia masculină. Și aici, în această perioadă de, de vârstă, se dezvoltă bulismul, pentru că copiii nu reușesc să, să învețe cum să își folosească energia masculină și aici ar fi... Foarte, foarte frumos ca eu știu și cadrele din învățământ, și mama să îndrepte atenția copilului spre un alt exemplu, pentru că poate să îndrepte spre un unghi, spre un vecin, cum își folosește, adică să-l dea mereu ca și exemplul. De la 21 la 28 de ani este arhitipul Îngerului Păzitor. Cine e Îngerul Păzitor din viața noastră? Este mama. Să Este perioada când noi învățăm cum să fim mame pentru noi pentru copiii noștri interior. Adică aceasta este perioada, bine ar fi de să seara, 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 începe așa de pe la 18 ani, ca copilul să-și vindece orfanul din el, inocentul din el, traumatizatul și în momentul de la 21, la 28 de ani, când intră într-o relație, ești din punct de vedere emoțional vindecat și nu mai intri cu așteptări automat că fiind bine echilibrat, fiind vindecat, ce uh, proiectezi? Legea atracției, nu? Ce proiectezi în, în, în astral uh, să atragi în realitatea ta? N-ai să mai proiectezi tiparul tatălui tău, tiparul mamei tale, pentru că deja ai înțeles, te-ai vindecat și vei proiecta ceea ce îți dorești tu cu, uh, cu adevărat de la, de la un partener sau de la o parteneră, dacă e ne da, e. Și după 28, deja începe adultul, sau? Da, da, este, este adultul și după 28 de ani, haideți să zic care e, e perioada de maturitate de la 28 la. cât vine? 28? 35, nu? Da. Următorul arhitip este arhitipul amantei și. Mm. O altă chestie care uh, este foarte interesant ce ne explică Iung prin arhitipul amantei: căci uh, amantele astea au fost cântate de poeți, au fost uh -huh. pictate eu știu de pictori. Muze, dar da? De noi, oamenii de rând au fost discreditate, uh -huh. nu? Cele care stică case, cele care sunt rele, uh -huh. cele care. Ei, hey, dar n-am învățat nimic din părțile de, 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 de lumină de la ele, din calități, ele au pus pasiune în tot ce au făcut. Chiar dacă au avut și ele așteptări, chiar dacă au avut și ele parte de umbră. Nu? Ei, și de la ele să învățăm pasiunea, pentru că, Nadia, fără pasiune nu faci nimic. Absolut. În nu poți să îți folosești acea parte de energie feminină din tine de a, dacă tu nu pui pasiune... Pentru că combinată energia feminină cu pasiune, cu creatoarea, nu? cu acest arhetip al, al amantei, partea de lumină, în momentul ăla îți iese absolut tot ceea ce vrei în viață. Îți iese pentru că pui pasiune în, și când faci mâncare, pui pasiune și uh -huh. când faci dragoste, pui pasiune și când, eu știu, lucrezi în orice, pui pasiune pe când ce se întâmplă femeia intrând în rol de mamă nu mai pune pasiune, este într un rol de automatism, a face, se duce pe energie masculină și își pierde pasiunea, nu? Și se stinge și pasiunea dintre uh, dintre parteneri, se, se pierde acea acea pasiune și da, fiecare arhetip ne, ne ne vorbește Jung uh, are uh, are câte o calitate și uh, o parte de, de umbră și ultimele uh, patru arhitipuri care e regina, care e înțeleapta, care e magiciana care e nebunul sunt cele mai uh, arhetipurile care sunt pe energie spirituală, pe spirit, pe vibrație înaltă, dacă stai pe uh, energiile, dar uh, ele uh, trebuie să, să meargă gradat, pentru că dacă uh, îți lipsește uh, încrederea de la, uh, de la inocent, au somat nici magicianul nu va uh, nu va putea să facă mare lucru, nu? Da, foarte e foarte interesant. Deci, faci constelații cu, lucrând cu aceste arhetipuri, da? Foarte frumos. Da. Uh, ai o rutină de dimineață care o poți să împărtăși cu noi? Ma, Nadia, rutina de dimineață, eu mi-aș fi dorit ceva, știi, un anumit, dar n-am reușit. Rutina nu mea zi. de dimineață este să stau cu mine. Eu să mă trezesc cu calm înainte de a intra într-o ședință, de a-mi începe. Eu știu să dau de mâncare la animale, să stau la casă, să mă duc să dau la câini, să pisicile. Uh -huh. Acum stau în casă și sunt binecuvântate că au mâncărica acolo. Stau cu mine, stau cu mine, stau cu gândurile mele, uneori impun. Uh, o muzică care mă, mă conectez cu mine pe, pe, la nivel spiritual, în esența mea. Uh, nu aveam un anumit ritual înainte în care uh, mi făceam pentru o mare perioadă de timp, îmi făceam programări, îmi spuneam uh, totul se întâmplă la timpul potrivit, momentul potrivit, sevența potrivită, uh, ajunge în realitatea mea, ajung persoanele care să mă ajute, să mă sprijine în tot ceea ce mi-am propus să-mi fac. Astăzi, acum, Nadia, știi ce, mulțumesc. Că cred că asta mm. e mult, e, e cea mai principală, mulțumesc pentru uh, persoanele care ajung în realitatea mea. Uh, chiar dacă vin cu unele provocări, le mulțumesc pentru că, știi ce, am observat că în momentul când mai vine o câte o provocare, îmi scoate ce este mai bun din mine, știi? Mm -hmm. E ca și cum, hai, mai du-te, mai ridică nițel, mai, mai, mai fă un salt în, în cuantic. Uh, ce Viața asta fără provocări. Că de asta am zis, ca o școală, ca o școală, ok. Și vorbeam cu cineva și am zis, dar nu s-ar putea odată stop? Ce-ar fi dacă ar fi stop tot? Să am tot ce vreau, să nu mai mă provoc cu nimic, să nu mi se întâmplă, Cum ar fi? Nadia, cred că ar fi plictisitor. Eu mă provoc singură. Și eu. <laughs> mă provoc singură pentru că îmi place să, să sunt curioasă și îmi da. place uh, să, să, să experimentez uh, asta. Uh -huh. uh, uite, o altă tehnică pe care uh, o Iubesc mult, sunt. e tehnica vibrațională. Uh, sunt master în terapii cu boluri tibetane și mm -hmm. îmi place să le, să le ascult, să le pun, să uh, le pun pe ceacre, să uh, ascult uh, frecvențe. Mm -hmm. îmi, îmi place și asta. Uh, uneori dimineața mă pun frecvențe să ascult. Uh, e, Depinde, dar îmi place să stau cu mine. Adică mm. să nu mă ridic din pat așa brusc, ca asta am învățat și de la terapia prin râs, mm -hmm. să, să stau cu mine și să fac un zâmbet mm. uh, Universului, să spun ok, îți mulțumesc și pentru această zi și știu sigur că va fi minunată și voi întâlni oameni minunați. Da. da. Dacă ai avea atenția întregii omeniri pentru câteva minute, ce le-ai transmite? Oh, Doamne, uh, nu mai are nimic la modul personal să uh, înțeleagă că ei sunt creatorii destinului lor și. Uh, sunt responsabil de fiecare clipă pe care au trăit-o și să nu mai dau vina pe nimeni, pe nimeni. Deci, Nadia, când eu am descoperit că eu sunt responsabil de fiecare clipă pe care eu am trăit-o în viața asta, mintea spunea ei pe naiba, da, da. dar nu ți-a făcut la aia, dar nu ți-a făcut. Și știi cum, Nadia? Nu, n-am renunțat, n-am -am cedat deloc. Și le spun și la cei cu care țin cursurile. Știi cum plângeam și mergeam pe stradă? Mi-asum responsabilitatea la fiecare clipă. Repetam de mii de ori. De mii de ori repetam pentru a, 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 a dărâma acea încăpățânare. Și pe urmă, încăpățânarea am transformat-o în perseverență și în a lucra cu mine și asta este, asta este minunat. Da, da. În da, în ultimii da. trei ani care credință sau obicei sau acțiune ți-a îmbunătățit viața care, care credință credință obicei sau acțiune a adus ceva în plus mi-a adus ceva în plus faptul că eu am crezut în mine, asta e, lucrând cu copilul interior și crezând, lucrând cu acea parte în mine și mm -hmm. uh, crezând și în cei din jurul meu, că uh, au potențialul, nu numai eu sunt eu, mă cu da. Pământului și vezi, Doamne, eu sunt guru, niciodată nu m-am pus mai, adică tuturor le-am spus, fiecare suntem și guru de noi, noi înșine și mm -hmm. uh, da, credința că, că eu pot. Pentru că, dacă cineva pe pământul ăsta a putut, și eu pot. Dar e nevoie de muncă. E nevoie de, de muncă. Este. Da, adică, nu. Uh -huh. Legea atracției funcționează, ne ajută, dar și Biblia ne-a spus și Dumnezeu ne-a zis: Fă tu primul pas, că restul te ajut eu. Adică, contează foarte mult. Intenția. Ok, mi -o pun, dar e nevoie și de muncă. E nevoie de siguranță. De acțiune. acțiune. Acțiune din partea noastră. Eu totdeauna am zis: fără acțiune da. nu există reacțiune. Da, e da, frumos. Da, văd da. pe altcineva care a reușit. Vreau și eu, ca și el. Aș vrea și eu să câștig la loto. Da, da, da. da. -ai și mă, mă, Nadia, să știi că m-am uitat la alții și uh, să văd cum fac. Am fost curioasă uh, de a, de a învăța. De, de... în momentul când ești uh, ajungi să, să fii smerit așa în viață, uh, să nu te consideri buricul pământului și să ai un ego spiritual în momentul ăla, ai loc întotdeauna de a învăța. Uh, nici să te situezi, adică să nu-ți cunoști valorile, să nu ți le recunoști să nu uh, ai încredere în tine, în calitățile tale, dar uh, întotdeauna uh, eu zic că vreau să devin cea mai bună variantă a mea înainte eram în competiție cu cei din jurul uh -huh. meu dar acum nu, vreau să devin uh, de la o zi la alta o variantă mai, mai bună uh, de a mea exact de la dragă ascultătorii sau cei care vor vedea în reluare unde ar putea să te găsească, nu știu, pentru serviciile tale. Am un site care e www.nelachirila.ro. Www mă găsesc pe pagina de Facebook nelakhirilă, pe YouTube nelakhirilă, pe Messenger okay. nelaKirila. acolo găsești și număr de telefon. Am să adaug aceste, am să le adaug le, în descriere. Le, uhum. le găsesc, da. Da, și ai spus că ai și ceva cărți la fel, se pot uh, cumpăra de acolo sau? Cărțile sunt la editura Quarto, dar cred că să, sunt la mai multe edituri. Dacă scriu pe Google ne la Chirilă cărți, pot să, să, iasă, dar uh, linkul de, 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 cumpărare de la editura care mi-au uh, editat cărțile și mi le-au publicat, se numește editura Quarto. Și este linkul pe la pe cine dorește, eu îl dau și poate Poate să le cumpere. Super! Ultimele me mele întrebări. Așa, dacă ar fi să fii, îți închipui pe o insulă pustie, ce băutură ți-ar place să iei cu tine? Hmm, băutură. Cred că, cred că apa. Apa. Cred uhum. că apa, da. Și ce carte ți-ar place să iei? Păi, cred că mi-aș lua cartea mea, evoluează până între merminții tale. Eu știu și uite, de vorbă cu Dumnezeu. Uh, da. Mm -hmm. Și ți-ar place... Dar... Da, ți place pe insula respectivă să ai internet sau să ai un duș cald? Păi eu zic că pe insulă deja e apa caldă că vin acum de pe insulă mm. și e apa caldă. Da, noi avem de nevoie de a interacționa cu persoanele și dacă eu știu e bine să stăm noi cu noi înșine pentru o perioadă să ne ascultăm, să, să ne ducem acolo, să ne cercetăm în interiorul nostru, dar avem nevoie de interacțiunea asta uh, cu persoanele. Și cred că internetul, pentru că uite ce face internetul. Uh, da. Unde ești tu, unde sunt eu, unde sunt celelalte persoane și uite cum ne reunește. Uh, da, cred că asta aș alege. O ultimă întrebare, că mi-am notat și să nu uit. Tu lucrezi și cu copii minori? Da, am lucrat, dar la cerința părinților, absolut, la cerința da? părinților, da. Ok. Da. da, e foarte frumos că se poate lucra cu uh, constelații, cu. depinde de vârstă, uh -huh. dar că sunt micuți cu constelații cu ajutorul poveștilor, e Așa. un alt tip de, de, de constelații, diferit de ceea ce știi tu și am lucrat. Se poate construi o poveste unde în povestea respectivă știi cum se oglindește familia de bază pomenit de mult și uh, cu arhitipuri se poate lucra cu, cu copiii. Mm -hmm. Da. Da, vroiam să știu așa ca să, pentru că sunt mulți care, mulți terapeuți care nu lucrează cu minori și da. Am lucrat, am lucrat, au venit mamă uh, spre mine, care, uh, având o fetiță și un băiat, ieșind dintr-o uh, relație abuzivă, uh -huh. uh, ambii copii și-au declarat că uh, uh, schimbarea identității sexuale și au mers la psiholog și venit la mine au înțeles, făcând genograma, făcând analiza, au înțeles de unde au preluat energia și de ce Uh, pentru că îți schimbi identitatea sexuală să știi, Nadia, în momentul când nu vrei să mai duci mai departe energia respectivă ca femeie nu vrei să mai duci energia femeilor din arbore care au fost violate, care au fost bătute, care uh, au suferit și băiatul nu mai vrea să ducă energia violenței a tatălui da. deci departe. nu că acei copii sau posibil și acei copii să se nască Așa, deci să nu-și dorească să fie băiat sau fată? Da, dar din, din cauza asta, din cauza că nu vor, să, nu vor să mai ducă mai departe energia. Ei se numesc coile Negre, schimbă energia din arbore, o schimbă în totalitate. Dar dacă um, nu au ajuns la experiența uh, sexuală în sine. Uhum. Pentru că atunci e cel mai greu și au trăit primele experiențe în modul ăla și e posibil să fie atrași în continuare, dar își pot trăi din punct de vedere emoțional o relație uh, mult mai liniștiți. Uh, dar dacă n-au intrat într-o relație intimă, uh, chiar se pot schimba. Da. Nu asta e asta ideea să pentru că vine în ședință nu este ideea eu să-l schimb. El să-și clarifice de ce și a schimbat emoția respectivă. De ce uh, dorința. Da, eu cunosc încă trăință. un caz, uh, da, o cunoștință uh, băiatul ei după ce s-a, deci după ce ea a divorțat de de tatele băiatului. Mm -hmm. El, adolescent fiind în acel, adică preadolescent, undeva la 9-10 ani, deja când a avut el, adică când a fost adolescent și așa, cu toate că era foarte băiețos, adică nu dădea mm -hmm. niciun semn de anumite gesturi sau așa, mm -hmm. și s-a schimbat și am înțeles, nu știu cât a înțeles uh, ea că nu cred că a făcut nimic, dar foarte, a fost foarte jocorit mm. să zic eu la școală din această da, cauză da, da, da. și a început să se machieze și pentru că nu știa, da. deci, mama, în primul rând, cum să managerieze situația asta. Da, da, deci da, băiatul da. i a devenit cumva, cum zici tu, deci nu vroia să ducă mai departe, acea energie departe? violentă aată lui, da, 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 pentru că a da, fost, da, că de asta s-a da, și despărțit, da, da. și el s-a feminizat. Sau feminizat. Da, dar în momentul când copilul înțelege asta și uh, înțelege că poate să-și trăiască energia lui, masculină sau feminină depinde ce, uh, ce este, băiat sau fată, dar uh, nu neapărat trebuie să preia energia. Energia tatălui o preiau din opoziție, o preiau pentru că o resping. Pentru mm -hmm. că o critic, pentru că o judec, dar pot să îl înțeleg pe tata, adică să mă duc să mă uit mai departe spre copilăria lui, spre. Pentru că ce face un om violent? De ce este violent? Pentru că se blochează ambele emisfere și acționează doar pe emisfera pe, pe, pe creierul animalic, nu te blochezi, creierul animalic ori se blochează, ori atacă, ori o ia la fugă. Și cei care, care devin violenți, atacă ei primii pentru... e ca o modalitate de, de apărare. da, Ideal de ar de fi de să de, leziu, de, de a lucra cu ei, dar Copilul când înțelege uh, acest lucru, poate să privească cu tot uh, alți ochi, nu mai privește cu ură energia tatălui și poate să trăiască energia... Cu siguranță, dar până ca copilul să înțeleagă acest lucru, părinții, mă rog, mama sau tata, pentru că și tatăl lui, mă rog, în acest caz, uh, avea cumva, îl primea de o dată pe săptămână, parcă îi dădea ceva bani și la un moment dat când l-a văzut pe ce, în ce direcție o, o ia, la, l-a îndepărtat. Deci nici îndepărtat. măcar nu l-a... Da. Da, da. De, deci părinții, Este, părinții este adulți... Știi ce mai este important? De a nu băga copilul în războiul dintre adulți. Și în general e, asta se face. Asta da, se face, am văzut. E, nu, trebuie ținut deoparte. Adică în momentul când există un, un părinte violent, adică de a explica copilului nu mai reușesc să stau în, în relație, dar are și el părți bune. Tu ia da, doar da. ce-i bun. Tatăl tău trece prin situația asta, e violent, e așa, pentru faptul că este rănit. Da. Nu mai stăm noi ca să suportăm asta, dar asta nu înseamnă că tu nu, nu ai voie să te conectezi la el și să nu... nu... Ia -i... lucrurile care ți s-au părut bune de la el. E... Ar fi, asta este bine, să nu, să nu fie puși copiii acolo, să se, se, se creează un triunghi, îl pune pe, pe câmpul de luptă. Copiii devin de vin pe câmpul de luptă, aia, aia fac, e al meu. E, zi, în momentul ăla sunt tratați ca niște obiecte. Sunt da, trași da. într-o parte și în alta și sunt puși la mijloc. tai că tu e așa, mai că tai așa și. E, e, e groasnic pentru ei din punct de vedere emoțional. Groasnic. Da, suferă, știu. Nela Dragă, îți mulțumesc tare mult uh, și pentru interviul că... acordat și uh, da. să ne auzim cu bine. Cu mare dragă, mă sigur, mă sigur, o să ne auzim cu bine. Mulțumesc și, și persoanele. Cu o, mare, o mare plăcere și eu le mulțumesc. Da. O seară minunată. O seară bună. Mersi.